PNBuy, cele mai multe jocuri la cele mai mici prețuri. Link în descriere. Apăsați-l sau sunteți... Astăzi pe Mind City, unul dintre membrii noi a pățit ceva oribil, a pierdut tot, oameni buni. Scrieți în secțiunea de comentarii despre cine credeți că este vorba și după aia vom modifica orașul cum n-a mai fost modificat vreodată. Vom cumpăra terenuri pentru primărie și extindem și facem și nu uitați să vă abonați, ok? Doar 0,3% dintre voi sunteți abonați la canalul meu Schmecher The Gaming. Nu uitați să vă abonați și la canalul Pink Mănâncă, unde mâncăm chestii și, da, ok, intro suficient de lung. Pa. Opriți-vă acolo, opriți-vă acolo, aveți grijă, avem o problemă. Dani Den este în armă și a omorât un civil, stați departe de el. Da, e confiscat pistolul? Pa! Mamă, cine a dat, mă, permis de port armă lui nebunul ăla? Da, cred că a fost o mare greșeală din partea lui Nociv. Bine că nu i-a dat și de rifle. Deci, domnule primar. Ia zi, domnule Sami. Avem următoarea chestie. Am înțeles că practic se face redistribuirea cum se numește, ploturilor. Se face o uniformizare. Exact, o uniformizare a ploturilor. Deci, ca să fiu corect cu dumneavoastră, domnule Pincanos, plotul meu a fost exact până aici. Deci ăsta a fost plotul meu până aici, da? Dar ăsta nu e tăiat în jumate, gen, nu l-ai tăiat în jumate, sper. Ce? Nu. Plotul meu a fost până aici. După aia au fost 9 blocuri în partea asta și plotul lui Dani Den începea de aici. Deci tu zici că plotul tău era până aici cu blocul ăsta inclusiv, zici tu, nu? Blocul ăsta, gen, blocul ăsta de aici, una mai în dreapta. Ăla era gen, aia e marginea, să înțeleg. Asta e marginea, da, exact. Deci asta de aici. Bun. Pune blocul ăla, uite, facem așa, sparge ăla de acolo, exact așa. Bun, și aici ar veni un gard. Dar întrebarea mea este următoarea. Ia zi. Domnule Pincanos, eu nu aș vrea să-mi extind plotul în spate, pentru că, sincer, n-am timp să mă ocup. Păi nu e, că eu ți-l mut pe tot, Sami, îți iau toată suprafața asta, îți fac gard nou și ți-o extind eu în spate totul, deci primăria se ocupă de tot. Wow, stai că se omoră băieții pe acolo, așa, deci stai, tu vrei să-mi întorci și mie practic plotul, da, cu totul? Plotul se întoarce cu totul cât de cât. Nu se poate, practic, în loc de extinderi, să-mi dați banii pe extinderi? Păi avem o mică problemă, Sami, că tu n-ai plătit extindere, tu ai plătit extindere între ploturi. Am plătit banii între ploturi, dar eu vreau banii care ai plătit tu pe plot, pentru că tu ai plătit pe plot 132 de năsoși. Mamă, și tu vrei să vinzi la primărie plotul, să înțeleg, fără să extinzi. Da, eu vreau să vând plotul la primărie, dar fără cele pe... Și înseamnă că eu să-mi primesc banii înapoi de pe extindere pe care le-am făcut eu între ele, nu? Da, plus plotul ăla plus pe care plotul... eu ți l-am luat pe 132 de... Exact, năsoși. Exact. Deci tu câte extindere ai avut aici? Ai avut vreo 8, 9? Hai zi, 100, 100, cât am zis? 100... Deci 130, stai să facem un scurt calcul foarte simplu. 132? 132 plus 90. 90? Păi 90, că era 10 extinderea. 10 extinderea, și da. Era, și toate chestiile alea au fost făcute... Înțeleg ce zici. Bun. So ar veni cam cât? 222 de năsoși, dacă ar fi să-ți cumpăr plotul ăsta în interesul... Da, și fără să mi se extindă mie în spate. Adică dacă eu vreau să-mi extind în spate, practic... Îți mai cumperi tu după, să înțeleg, da. Îmi cumpăr eu după, dar eu nu vreau atât de mult că n-aș avea timp să mă ocup. O să vreau mai puține, de-aia vreau să... Ok. Bă, sincer, asta cred că mișurează și mie munca și cred că primăria poate să facă asta pentru tine. Da. Nu am la mine ăla, dar cred că putem să facem asta. Deci, practic, tu să îți muți gardul așa. O să rămână încă un plot aici vacant în dreapta ta pentru un... O să rămână încă un plot și sătean, da? o să mă ocup eu ca să șterg tot de pe el. Adică o să sparg eu tot. Nu e nevoie că mă ocup eu. Bă, primăria se ocupă de tot în orașul ăsta. Deci tu doar ce trebuie să faci este să vii, să semnăm contractul la primărie, îți plătesc, trag și acolo linia aia, de gard și... după aia să-mi iau chestiile de care mai am nevoie de prin chesturi de pe aici? Sigur. Chesturile le las aici până mâine, până poimin, când vrei tu. E perfect. Vișile ei, oricând, eu vreau numai să retrag gardul. Domnule Pincanos, stai o secundă că am venit pregătit dacă nu te... Așa. Documentul, bun. Am venit pregătit, domnule Pincanos. Nici nu... Ia să vedem, problemă. Să scriem aici. Deci o să scriem așa. Primăria cumpără de la domnul Sami... Primăria cumpără de la domnul Sami. Așa, plotul din dreapta plus extinderea, să scriem.
plotul din dreapta plus extinderea în vederea reorganizării urbanistice. I hate pink primar. Așa, am scris aici. Puneți și tu numele și titlul de cetățean. Maria cumpără de la domnul Zăsami plotul din dreapta plus extinderea în vederea reorganizării urbanistice. I hate pink primar. Dar nu se scrie prețul, nu? Sau? Nu, poți să-l scrii, poți să-l scrii. Valoare 220 și... Da, 222 de dolari. Valoare 222 dolari. Bun, și semnez și eu. Da, după aia să-mi dai să semnez cartea și mergem la primărie să îți plătesc suma pentru plot. Ce afacere a făcut Băsami? Eu i-am dat plotul gratis, el îl vinde la... Am semnat jos de tot acolo, se vede numele meu din buletin. Bruce Lee, da, ok. Cred că trebuie să consider că... Numele, gen, că în buletin, domnule primar, dacă aveți nevoie de acest act de identitate, mă cheamă Zăsami Chupacabra Bruce Lee. Da, e nume mult și da. Puteți să verificați și nu, am zis, n-are sens, mai bine îmi pun direct numele... Numele de familie și... Domnul Zăsami, domnul președinte, am o problemă. Ce președinte? Cine-i președinte? Eu nu sunt președinte. Păi nu, domnul Zăsami și domnul președinte. Primar, să verific și bune. Ce se întâmplă? Okay. Am nevoie de ajutorul vostru rapid, deci am nevoie de un vehicul pentru că am fost... Din păcate... Nu. La modus gen să mă ducă cineva, unul din voi care are un vehicul. Spune. Pentru că nu mi-am pierdut taita mele undeva la un zombie foarte periculos pentru că eu sunt un cetățean foarte vulnerabil și am nevoie de ajutorul unuia dintre voi, okay? E mașina mea aproape acolo. Sami, mă aștepți la primărie sau... Da, te aștept la primărie. Ok, așteaptă-mă la primărie. Te mă și respect. Of, ce nu fac eu pentru cetățenii din Mind City? Da, aveți grijă, cine mi-a... Ce e cu mașina asta și cine mi-a pictat-o negru? Mie mi-a scăpat din greșeală. Tu știi cât am stat să fac culoarea aia? Am combinat 5 culori diferite, Sami, și nu mai știu care sunt. Mai ai spray-ul. Ok, eu o să mă ocup să o fac înapoi. Oh, ok, urcă. Am fost mecanic când a fost tânăr. Ok. Deșen, du-te la plotul meu, o să te îndrum eu. Ok, mă duc la plotul tău, da. Sper să mai aduc aminte. Ok, și acum am luat-o prin spate, gen. Prin spate. Ok, stai așa să ocolim astea. Ok, cred că ne apropiem. Așa, mai mergi mai în față, trecem de asta, exact, ține-o în față, mai în stânga acum, cred că, nu prin apă, bă! Stai mă liniștit că e subacvatică, ia zi, okay, aici văd o groapă. Deci, stai așa două secunde, stai puțin. Da, cred că gen în sălbăticios să-mi pun armura cu săteniștea noi, că nu prea am încredere în ei. Cred că s-a pus pe mută din greșeală. Ups. Da? Ia spune. Ok, deci mai în față și la stânga, gen. Suntem la 600 de metri, mai exact. La 600 deci, de metri de... ok. Mai în stânga. Mamă, dar tu ai mers mult. Păi și tu m-ai pus să vin cu mașina asta prin pădure. Tu știi cât de greu navighezi cu asta prin pădure? N-am ce să fac. Au. Oh my god. Domn președinte, cred că... Sunt domn primar, nu președinte. Primar, dar... președinte, tot aia. Da, eu zic că, gen... Ia, dă-te puțin. Oh. Da, hai, du-mă pe jos unde te-ai dus. Hai că okay, în pădurea asta nu merge cu mașina. Deci încolo trebuie să mergem. Super, super. Bă, dar sigur pe aici este? Adică acolo mi-apare All Dead. Dacă acolo e unde ai murit. Hai, vino la mine. Bă-te-i. Așa. Ia deci de aici. Trebuie să fie undeva pe aici. Ia de aici, nu? Că ți-am mai dat de-astea. Păi mă întrebi, uite o mină, asta e? Ar putea să fie pe undeva pe acolo, stai așa. Hai. Ia vezi că e un schelet aici, aici o mină. E o intrare în mină acolo, hopa. Ok, vrei să mă uim mai exact? Păi uite-te, vezi unde ți le-ai pierdut, că eu nu știu unde ai fost. Aici torță. Aici sunt. L-ai găsit? Dar nu sunt itemele, Pink. Cum nu sunt? Nu sunt aici, fix aici am murit. Nu cred că ți-ai pierdut tot ce ți-am dat. Ai pierdut 80 de năsoși. Nu sunt. 70, cât aveai? 70 de dolari? Cred că da. Realizezi că alea sunt ceva gen 2 ore de minat? Păi,
Da, da, trebuie să existe gen o asigurare sau ceva, nu? Ai asigurare cumva? Ai asigurare? Păi nu, de asta plătim taxe. Ai plătit taxe până acum? Păi ai zis că sunt gratis până în prima săptămână, deci practic le plătesc. Nu, tu ai plătit, nu trebuie să plătești impozitul pe teren. N-ai asigurare, Luca? Aoleu, oh, ai, no, ai pierdut tot, nu pot să cred, Luca. Nu pot să Hai, cred. Hai, fugi după mine, fugi după mine, te duc înapoi. Na, aoleu, Luca, moment. Fugi, fugi, fugi. Bă, unul n-ar dormi în orașul ăsta, bă, toată lumea e bufniță de noapte. Stai, există bufniță de zi? Și-ar trebui. Nu, cred că nu există. Bun, hai, urcă în mașină. Ok. Nu, nu, la, nu la ăla, că te ia poliția, dar sigur. Of, Luca, Luca. Da. Nu știu, te duci și vorbești cu Carinu, te vaiți la ea, poate îți mai dă din banii ei, că încă nu știe valoarea banului și poate na. Poate îi se face, schimb, poate se, poate îi se face milă de tine și zice, pa, bine Luca, hai că-ți dau. Aoleu. Dacă află Insanity că ai pierdut toate itemele. Salut Insanity. Așa, Lubie. Așa, Salut. A pierdut 80 de dolari sau 70 și ghiozdanul și tot ce i-am dat a pierdut. În apărarea mea, ești. Nu mi-ați dat armură. Luca, coboară o secundă, că-ți dai eu ceva, vino încă. Dă-i tu Insanity, eu mă duc să vă... Trompeta, a pierdut până și trompeta. Aoleu. Hai că lăsăm aici pe trotuar. Da, m-am întors, Sami. A fost o gherlă și a pierdut ăsta tot. Tot ce a pierdut. Și-a pierdut itemele, tot și-a pierdut? Tot și-a pierdut, a fost oribil. Hai la, mă, hai și, la primărie. Mă și întrebam, de ce ai armura pe tine? Da, păi nu, că m-am dus, m-am luat la bătaie cu monștri pentru itemele lui și tot nu era nimic acolo. Wow, nu pot să cred. Da, cum? Te pui cu Luca, Luc, dacă zic că a pierdut 70 de dolari? Cum să pierdă 70 de dolari? A pierdut, a pierdut itemele, avea, a luat, cred că banii la el, a luat banii la el și tot. Doamne, pe cine am băgat? Intră aici, Sami. Ce caută, mă, Mițu? Bă, Mițule, ia cară-te de aici, că ăsta e doar pentru primar. Așa, ia să vedem. Avem aici banii primăriei și am zis că îți dăm, ia să vedem. Da. Am zis că îți dăm 222, da? Deci avem 200, 20 da. Și da. 2 din taxele. Astea ți-am plătit din taxele da. Oamenilor, că aveam mai mărunt. Bun. Deci avem aici banii 200, 20 și 2. Să îi numărați, domnul 200, Sami? 222, să... da. Sunt întregi, sunt, e tot ce trebuie. Da. Sfârșit. Da, frumos, frumos. O să lăsăm, domnule, aici documentul. Păi, chesturile cât o să rămână pe teren acolo? Să-mi spui cât timp ai, dar eu sincer nu cred le scot, că... eu vreau doar să refac cred ploturile și să rămână vacant. A, e perfect, e perfect, e perfect. Atunci cred că mâine mă ocup eu de chesturile alea de pe plot, văd, mai dau și la săraci, mai vedem care-i treaba. Da. Domn primar, poți să intru, e important. Da, spune-ți, Insanity. Trebuie să vă protejez deoarece avem un criminal în oraș care a început să omoare oameni din întâmplare, nu știu ce are. Din întâmplare? Cine? Acela este cine? Danny Den. Mă, ce are, mă? Unde e Danny Den? Danny Den l-a pușcat. L-am eliberat deoarece i-a expirat timpul și a plătit și amenda. Și a ieșit cu arma, a plecat în pădure și a dispărut, nu știu ce să faci, ce se va întâmpla în continuare. Nu știu la care vă plan. Bun, ok, o să dau da. Un mic decret. O ordonanță de urgență. Până se găsește domnul Danny Den, toată lumea poate, dacă vrea, să poarte armura în oraș pentru protecție. Putem să purtăm armura? Da, putem doar să purtăm armura. Doar dacă și poliția e de acord. Că după aia nu vreau să am probleme. Sunt de acord, da, este o adiție bună. Pentru următoarele 24 de ore, orașul da. Mind City va purta armură constant. Da. Bun, super. Wow! Mamă, dar cum, dar nu i-ai confiscat arme, nu i-ai confiscat tot? Păi, da, păi avea permisul, tot, da. Nu mai venit, dar... A, păi cred și cine, de unde, undeva. De unde a făcut el rost de permis de purtare? Fii atent, Sami, să-ți explic. Deci el a dat cu nocivanul, a făcut rost de permis de armă, nimic greșit până aici, a trecut testul. Și a primit două arme, două pistoale de calibru mic. Și acele două pistoale, unul îi l-am luat, l-avea la el, al doilea nu știam de el, am aflat acum, aparent că am mai scos de undeva, dar nu știu de unde. Wow. Și l-am pușcat pe Marius Costin, l-a executat.
I-ai făcut, cum, i-ai făcut din aia să intri la el pe plot să verifici dacă are să-și... Acum urmează, aștept să vină colegul meu Nocivano, deoarece păi nu trebuie, pot fac trebuie, asta singur. Trebuie să ne zici, în caz că îl vedem, să știm să denunțăm la poliție, să-i spunem, bă, așa arată... Da, este în căutare, dacă îl vedeți, să-l trimiteți, anunțați la poliție. Da, dar trebuie să stați departe de el, deoarece este periculos. Păi înseamnă că nu trebuie să ieșim din oraș. N-avem voie să ieșim din oraș. Nu, cred că putem, dar v-am zis, pentru protecția voastră, armurile non-stop, dacă e. Da. Anunțați toți cetățenii, să știe toți. Mm-hmm. Trebuie să știe da, toată lumea. Da, o să mă duc, din păcate. Marius, Marius, armura sus. Voiai o domnule audiență? Primar, primar. Cu primarul, bă, spune. Sigur, trebuie să plătesc taxele. Ai venit pentru taxe. Ce cetățean de treabă! Mamă, ia stai așa să verific. Stai mă, nu da, stai să văd. Deci, domnule, aveți de da, după calculul meu, Marius, $7, domnule Marius Costin. Uitați aici banii. Așa. Ar trebui să fie fix $7, perfect. O să-i punem aici în, opa, în backpack-ul primăriei și gata, v-am trecut acolo. De acum o lună nu mai ai nicio taxă, faceți ce doriți pe teren, cât mai frumos vă să fie. Vă mulțumesc foarte mult, domnule primar. Da, vă mulțumesc și eu că sunteți un cetățean exemplar, ați plătit ce în prima zi. Marius, s-a dat o ordonanță de urgență, se permit armurile în oraș până îl găsim pe Daniden, pentru că are arme periculoase și dacă vrei să te protejezi, porți armura. Da, 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 tocmai ce am fost împușcat de el, deci o să mă protejez. Da, cred că ar trebui să porți armura de acum. Bun, ia să vedem, că eu trebuie să facem, eu și cu personalitățile mele multiple, vreau să zic, Insanity, să facem o șmecherie aici pe plotul ăsta, ia să vedem. Bun. Da, 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 exact, deci. Trebuia să fie lipit de ăsta, gen, exact de ăsta. Păi o să număr, să încerc să număr și dincolo să fac ploturile egale și las liber între ele, cred că n-ar trebui să fie problemă. Ia stai să-mi iau un topor, că, na, la muncă, pam, 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 uite așa o să facem. Deci, ei aveau 9 spații, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pentru mai multe italii vizitați secția de poliție My City, wow, bă, da, așa periculos a devenit Dani Den de la pașnicul și pustnicul orașului, se zicea Uriel ca pe Metin, știi? Da, 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 când te duceai cu cărțile și cu alea, da. Te duceai la frățiorul Uriel și nu făcea nimic. Wow. Bun, ia să, o să, tu ignoră-mă, eu aici cu urbanismul fac astea și, da, da, da. Hai, te pup, Sami, pa, pa. Te pup, te pup, te pup. Bă, da, bă, da, ești sigur că așa era, mă, Sami, atât de mult spațiu între ploturi, că ăsta de aici din dreapta rămâne da, mic, da, rău. Nu, 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 atât avea, Dani. Las că verifici. Erau, da, să verifici, să verifici, să verifici, da. Da, da. Bă, verific și încerc să le fac, nu știu, amândouă egale, deci vedem eu ce se întâmplă. Eu știu că am plătit $90 pentru nouă extinderi între mine și a lui. Numai că știi care e chestia, era luat în considerare și ăsta. Gen, era 1, da, 2, cred că 3, atunci... 4, 5, 6, 7, 8, 9. Până aici ar trebui să vină la lui Dani. A, înțeleg ce zici, înțeleg ce zici. Că era luat în considerare și ăsta. Cel puțin așa mi-a zis Nocivanu, că și ăsta se ia în considerare. Păi și ăsta, și ăsta, da, înseamnă... Da, păi nu prea mi-a ieșit la calcul, atâta, mi s-a părut mie că parcă era cam îngust. Da. Da... Na, o să număr, văd și dacă e mai extind din plotul ăsta ori spre tine, ori spre dreapta și văd bun, eu. Bun, 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 bine. Na, după aia mă bag la creație, că trebuie să-i scot tot plotul lui Sinner și să facem strada nouă, Sami. Wow, o să fie și acolo ploturi pentru youtuberi. Mamă, cum o să fie, oameni buni, avem de-a treabă pe deci pe oraș, suntem cei mai muncitori oameni buni. Suntem aici pe Trovo Live în fiecare seară și muncim ca ultimele animale. Ia vedem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, da? Apoi 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Mă, dar cât aveam, mă, Sami, de la... Ia zi-mă, Luca, ce-ai mai pățit? Am o întrebare. Păi 28, am văzut că armura este obligatorie, 25, corect? 25, 26, 27, 28. Dacă o ai... Ok, deci trebuie să mă duc să-mi farmez o armură, corect? Bă, nu e obligatorie, este permisă. Păi inițial. Am văzut că e obligatorie, așa scrie. Nu, este pe permisă... Pentru a te proteja, pentru că înainte în oraș nu era permisă, dar de când cu Dani e permisă până la prinderea lui. Am înțeles acum, mulțumesc de clarificare. Da. Hai să numărăm, mă ajut să număr? Ia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nu, cred că nu-ți dau. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Da, mă, nu știu ce să zic, Sami zice că avea până aici, dar el are 28 de... El are 28 de
blocuri în lățimea plotului. Și sincer n-am mai văzut 28 până acum. Dar cred că așa era plotul lui mai mare, nu știu ce să zic. 10, 21, 22, 23. Ok, are 23 de blocuri în lățime plotul ăsta. Eu zic că am făcut o separare frumoasă a ploturilor. Îl vom lăsa pe Sami să își ia de acolo din chest ce mai are de luat. Și acum haideți să vă explic ce urmează să se întâmple. Trebuie să merg la mine acasă și să iau foarte multe materiale, pentru că ce urmează să facem aici? Urmează ca strada asta de aici să o extindem în sud, oameni buni. În seara asta facem urbanism aici și pe Mine City și pentru a face chestia asta va trebui să măsurăm exact lățimea plotului Luciner, să îi delimităm plotul altfel și să-i scoatem toată zona asta de aici și să-i o dăm ca adâncime în spate pentru binele orașului. Deci cred că plotul lui inițial era cam până aici. Hai să măsurăm și după aia dacă așa e o să punem niște garduri, măsurăm cât trebuie să-i luăm și îi dăm în spate și o să fie destul de greu și nimeni nu vrea să mă ajute pentru că sunt cel mai harnic de pe serverul ăsta, ajutor. Hai că mă duc să aduc, cum le zice, materialele și să începem construcția noii străzi. Și știi ce? Dacă tot e lumea aici, am o idee. Haideți să vedem dacă găsim pe cineva să plătim ca să ne ajute pentru a face, cum îi zice, noua stradă. Carinule! Da, da. Cred că-l iau și pe Luca. Ia, vină încoace să vă explic. Am nevoie de niște muncitori foarte înzestrați în arta pusului de blocuri la făcut de noua stradă. Facem noua stradă și vă plătesc de la primărie câte 10 năsoși de fiecare pentru stradă dacă vă băgați. Vă băgați sau? Hai să vedem Luca ce face. Unde e Luca? Că Luca, ai auzit ce a făcut Luca, nu? Nu, nu mi-a zis. Ce s-a întâmplat? No, a murit și a pierdut tot. A pierdut și ghiozdanul, care se face foarte greu. A pierdut. Unde-i mă, Luca? Nu știu. S-ar putea să fie la minat? Aoleu, el s-a dus la minat. Nu e ajuns că a murit odată la minat. Hai la mine. Știu că îl vedeam, l-am văzut pe aici, prin împrejurimi, în boscheți, căuta de mâncare. Da, păi în loc să vină la mine, că l-ajutam eu, mă, că nu degeaba primar, mai am dat eu de mâncare, dar nu știu unde s-a dus, s-a dispărut. Da, lasă că dacă vine o să-l plătim și pe el, dacă nu vine, cred că o să vină. Da, o să vină imediat. Bun, fii atentă. Deci, practic, i-am expropriat terenul lui Sinner și trebuie să facem strada acum acolo. Am eu materialele aici și fii atent cum facem. Gunoi, ăsta e gunoi. Așa. Bun, aici e camera de chesturi. Apropo, este ilegal să furi în cazul în care te-ai gândit vreodată să furi? Cred că ar trebui gen să nu furi. Să vedem. Bun. Uite, ia din chestul ăsta grey concrete și eu iau white concrete de ăsta. Alo, e cineva acasă? Alo, copii și frați, aici jos, Luca, în subsol. Jos. Vino jos. În subsol, aici, Luca. N-am nicio idee unde e subsolul. Uite, pe aici. Ai, Luca, moment. Okay, gata. Mamă, dar ce loc aveți, domn primar. Păi așa se face, bă, să vezi când mai extind terenul. Luca, vino încoace cu mine. Uite, vrei $10? Da, vreau $10. Bun, fii atent. Du-te în chestul ăsta și ia grey concrete powder. Ok. Așa, ia mult, ia cât poți. Și astăzi o să vă angajez pe post de drumari. Okay. O să lucrați la noul drum din Mine City. Nu s-au mai făcut drumuri de foarte mult timp. Deci să aveți pregătit la voi bitumul și cu smoala și cu ce se mai pune în asfalt. Că Da. Păi îți dai seama că mereu umblu cu mine cu niște smoală la mine și de-astea. Bun, fiți atenți. Strada o să fie în direcția asta și se păstrează două... am stricat ăla și trebuia să nu-l stric cu aia. Deci se păstrează două locuri libere și apoi patru de bandă albă. Eu am banda albă, iar voi tot ce o să trebuiască să faceți este să puneți, cum îi zice, concrete powder-ul pe jos sub forma asta. Deci puneți în două locuri, după aia lăsați patru locuri pentru banda albă, cam așa. Deci cam așa o să vină strada. Iar eu... Deci îl punem doar pe ăsta din mijloc cum ar veni sau peste tot? Peste tot unde sap eu. Veniți din urma mea și săpați, că eu mă ocup cu săpatul, că am o unealtă specială de când eram polițist. Ia uitați. Uite așa. Bun,
așa. Bun, și voi veniți din spate cu, cu ăla, da? Opa. A, gata, am înțeles. Da. Bată, ia, bă, ia băgat direct la treabă. La muncă, la muncă. Hai să facem o parte tu, o parte okay, eu. Ok, ok, ok. Păi dar cum vor la să facă muncă bani? Numai așa, pe mocangeală? Păi nu mă ocup, mă, de noi să terminau joburi direct. Ia uite-te la ei. Drumari șefi sunt ăștia. Nu pune greșit Luca. Bă, sincer, nu vreau să te mint, dar Luca pare gen așa care veste de la drumuri și poduri. Adică? Da, păi ești bronzat în portocaliu. Ești perfect păi pentru job. Asta? Că nu, mă, tu ești perfect. A, ai tu, Luca, știam eu că o să-mi placă de tine. Așa, op, cred că am spart acolo una din greșeală. Așa, așa, puneți. Ce nu fac eu pentru domn primar? Nu uitați, pe mijloc să lăsați locuri pentru, pentru ăsta alb, pentru banda albă. Da, da, da. Și uite cât așa o să mergem cu strada asta? Bă, nu e atât de mult de mers, dar uite, e încă de 5 ori cât am făcut aici, mă gândesc. Ok, ok. Deci, efectiv, o să ne ia câteva minute, cred, nu cred că e mare belea. Și cred că ar trebui să încep să sap mai bine, că am săpat destul de haotic și... da, va veni destul de greu să vă luați după mine. Bun, hai că încep aici, eu sap drept înainte și voi veniți după. Dar vedeți că sunt gropi cu apă și dacă puneți aici o să cadă jos și nu e bine. Da, da. Că pierdeți materialele și știți cât am minat pentru nisipul ăla, aoleo. Nu mă ajută nimeni în orașul ăsta, eu mă ocup de tot, oameni buni. De tot trebuie să mă ocup. Așa. Pam, pam, luăm și ăsta. A ieșit și Q-Sanity, mamă, ne-au lăsat singuri ăștia. N-a venit Q-Sanity să pune și el un bloc pentru noua stradă. Păi las că noi, nu le dăm voie să vină aici dacă n-au muncit la ea. Da, să știi. E strada noastră. E stradă privată asta, gata, facem cartier da rezidențial. Da. Da, vedeți că n-aveți voi alte ploturi. Dacă le-ați luat pe alea, pe alea le păstrați. Din păcate. Păi și... nu mai putem să cumpărăm dacă se fac... nu poți știu, să facem cartier, nu. Poți să cumperi doar extindere, din păcate. Nu poți să... nu poți să... eventual cred că poți să vinzi plotul la primărie, cred că asta ar fi o soluție. Aha. Așa, hai, puneți acolo băieții, puneți că banii nu vin ușor. Punem. Luca, tu știi că ai pierdut vreo 2-3 ore de minat când ai murit, nu? Ce tu acum? Lasă că se fac. Banii vin și pleacă, ping, nu trebuie să stăm supărați. Păi și ce rămâne, Luca? Ce rămâne dacă banii vin și pleacă? Dragostea. Ești sigur? Sunt... cred că aș putea să-ți confirm că nici dragostea nu rămâne, sincer, Luca. Cred că aș putea să-ți confirm că nu rămâne dragostea. Ok, nu vreau să aud aceste povești, Pink. Pot să încep să plâng și mie, nu-mi plac poveștile astea triste. Bă, ce e drept, e drept, na. Uite, am aruncat o grămadă flori acolo. Bun, hai că vin eu din spate cu linia albă. Linia albă, acum fac. Ia să vedem, avem așa. Una. Dirt. Opa, stai că s-a comis o greșeală, văd aici. Una, două, trei, patru, bun. Da, uite, e o mică greșeală aici. Două, trei, patru. Una, două, trei, patru. Una, două, trei, patru. Și v-ați acomodat în oraș, bă, că deja v-ați început case. Erați... au! Da, e destul de ușor. E un oraș... da, cred că o să mă duc să vânez tigrii. Stai acolo unde ești. Cred că gen o să mă duc să vânez tigrii. Da, sper că n-ați sper că n-ați atins absolut nimic. Mă scuzați, trebuie să mă duc să rezolv o treabă. Cred că am un bun al dumneavoastră. Da, dă-mi backpack-ul și armura. Da, sigur, $100. Da, Luca, violență! Ai grijă că efectiv îmi lipsesc papucii. Cine are papucii mei? Nu eu, nu eu. Cine are nimic papucii? Nu i-am. Să moară ștrogaleții dacă i-am. A, uite, papucii sunt aici. Ok. Unde ai e, mă? Data asta, Luca? Da, puteți să continuați voi drumul, cred. Uite, vă arunc și de ăsta alb. Luați de ăsta alb și continuați voi. Eu am o treabă de rezolvat. Sigur, okay, continuăm aici. Unde? Nu e nicio poliție, nu e nevoie. O să rezolv de unul singur beleaua. Unde e? Unde e? Acum mă duc la vânătoare de tigri. În momentul ăsta. Lopata? Lopata nu ne trebuie, dude. Nici măcar nu era enchantată. Așa. Unde e, dude? Oh! Îl văd. Ia uite-l.
Ia stai mă așa o secundică. Unde e pistolul? Să-l am, în caz de... Auzi, domnule, Marius Costin. Da? Știi ceva de... Niște gloanțe care au ieșit din arma ta și mi-au ajuns mie în cap cât timp povesteam noilor săteni câte ceva? Nu știu nimic, domnule, despre asta. Bun, hai că-ți explic o treabă, gen. Ok. Hai să... Așa, fii atent, da? Vezi armura asta, da? Da. Ok, bun, fii atent. Când o dau jos, ție, ce-ți inspiră armura de pe mine? Îmi inspiră că sunteți un primar care sunteți la lucru. Nu, îți inspiră faptul că ar trebui să mă respecti, ok? Păi nasturii de aur simbolizează un singur lucru. Că n-ai voie să tragi în mine, nu pentru că e ilegal, din respect. Domnule primar, de eu vă respect. Și fii atent, s-a deschis sezonul de tigri. Nu sezonul de tigri. Sezonul de tigri s-a deschis. Nu, dar nu am făcut nimic, În cine-i tras, mă, cu arma? Ascultă la mine ce o să se întâmple. Amenda ți-o iau eu. Și să nu te mai prind. Domnule primar, dar ați făcut o crimă. Da? Cine a tras mă în mine de la 100 de kilometri distanță? Ia zi. Dar nu am fost eu, a fost altcineva, probabil Dani Den. Bă, Marius, tu vrei să ți-o mai dau o dată? Dar nu am nicio armă, nu am nimic, ăștia intră în chestul primăriei pentru atentate împotriva primarului. Dar nu am făcut eu asta. Da, nu am fost eu. Ia stai așa, tu aveai o armă cu care ai tras, ia nu te apropia tu de iteme. Nu avem nicio armă! Da, ia stai să vedem, unde aveai tu armă, ia să vedem aici. Nu am văd nicio armă, mă, puteți căuta. Bă, peste tot. Bă, ai lăsat-o într-un chest înseamnă, ha? Cu ce ai tras, mă? Zi-mă cu ce ai tras, că știu că numai nu noi mai sunt. Eu n-am nici măcar permis de port armă, de unde aș putea face rost de o armă? Că de eu, unde, eu, de unde, măcar, unde ai pus arma? Ascultă, Marius, știu că suntem numai eu, tu, Luca și Carinul în oraș. Cine putea să mă moare? Explică-mi. Deci nu am făcut eu asta. Poate a fost altcineva de pe altă uite-te, planetă. Uite-te la pantalonii ăștia. Sunt pantalonii mei. Pantalonii ăștia sunt ai mei acum, iar dacă mai negi în continuare, îți iau și casca și tot. Recunoaște ce ai făcut și predă-mi arma. Voi duce la poliție. Pentru că nu este corect ce faceți dumneavoastră. Eu zic că te duci, la cimitir. Unde ai pus arma? Ascultă aici. Ascultă aici, poliția dansează după cum cânt eu, Marius. Nu cred că ți-ai dat seama de chestia asta. Adică poliția e coruptă sau cum? Ai uitat de costumul ăsta care inspiră încredere și respect? Poliția îl respectă și are încredere în mine. Dacă eu zic la poliție... Ce încredere? Că m-ați omorât! Și o să te mai omor o dată și du-te și ia-ți itemele, că o să le pierzi și mi te plângi acum. Hai repede până nu deschid iară. Nu am nevoie de nicio... Bine, de fapt am nevoie. Mă duc să deschid iară sezonul de tigri dacă mă superi. Nu trebuie zi unde ai pus arma. Zi unde ai pus arma. Se deschide sezonul de reclamații. Mă, tu vrei să ți-o iei rău? Ia, treci cu mine, treci cu mine. Vino încoace că te duc la pușcărie eu, cu mâna mea te duc. Dar de ce să mă duci? Treci încoace. Nu aveți niciun drept să faceți asta. Mă, tu ai tras în mine și tu zici că n-ai tras în mine, nu? Nu am tras, nu am fost eu. Mă, tu ești sigur? Mă, ce parte din Carinul, Luca? Vino încoace să vorbim cu băieții, că ei erau acolo. Să vedem dacă au văzut ei. Și au văzut glonțul cum a intrat și m-a omorât. Și tu vrei să zici că n-ai fost tu când tu ești singurul din oraș? Eram în pădure, căutam niște frași, în pădure. Da, eu cred că căutai cu un pistol fragii și murele. Cred că cu un pistol. Nu am pus niciodată mâna pe un pistol, jur. Păi teoretic n-ar fi trebuit să pui mâna, că tu nu ai permis de port armă. De unde ai arma? Explică-mi. Nu am nicio armă și nici măcar permis cu de ce port mai armă, nu am nimic. Cine a tras glonțul care m-a omorât atunci? Nu știu, nu am văzut nimic, credeți-mă. Ha, vino, nu, hai că vorbim cu băieții și o să zică, bă, ai dreptate, a murit, era glonțul în el, noi l-am văzut, că băieții m-au văzut cum eram, păi, acolo mort. V-am pușcat cineva, domnule primar, dar... Mă, cine, mă, tu nu înțelegi că suntem numai noi în oraș? Ce parte din suntem numai noi în oraș și nu înțelegi? Suntem numai noi, dar nu știu, poate cineva nu vrea să, ca drumul ăsta să fie aici. Domn primar! Da, până acolo, băieți, e suficient, ați făcut o treabă minunată. Am o propunere pentru dumneavoastră. Ia, spune. Fii atent, veniți încoace puțin.
Stai așa că prima dată avem o belea. Puteți să declarați că numai noi trei eram aici și eu am murit omorât de un glonț, iar numai Marius Costin era în oraș? Da, da, putem, da. Putem să declarăm. Am văzut-o eram cu ochii mei. Oraș. Te-am găsit, te-am găsit în oraș. Măi, și glonțul, măi, prin excludere. Exact, dar prin excludere. Dar de unde a venit glonțul? Asta e întrebarea. De la fabrică, Marius Costin, de la fabrică. De unde să vină glonțul decât din pistolul tău ilegal? Păi dai seama, știu fabrică, foarte bine că ai aici un pistol. Nu, am mai vrei pantalonii ăștia sau? Peste tot. Voi deschide toate chesturile de la mine de acasă și a, înseamnă, că, și înseamnă că l-ai ascuns bine în altă parte. Nu am ascuns nicăieri, mergem oriunde și vă arăt orice dețin. Bă, Marius, eu, fii atent, fii atent ce fac. Fii atent ce fac. Te trec cu vederea acum că sunt un primar îngătuitor. Ia-ți pantalonii, nu mai sta dezbrăcat cu belengherul pe afară, de față cu fata asta, nu ți-e rușine. Ce făceam în pădure? Ce făceai în pădure? Spune. Făceam nevoile, ok? Nu am toaletă acasă și m-am dus în spatele casei. Aș vrei să-mi zici că ai jetul atât de mare încât m-ai omorât de acolo sau ce? Ok, deci nu știu ce s-a întâmplat. În primul rând, departe. În primul rând, asta e o mare minciună, pentru că toată lumea face nevoile la Danny Den în Iaz. Da, true. Adevărat. Eu sunt civilizat și m-am certat cu Danny Den. Aha, aha, aha. Bun. Carinu, vino puțin. Asta e plata ta, așa cum ți-am promis. Ia și tu, Luca Luc, $10. Mulțumesc. Domn primar, fii atent. Avem o idee. Să vă propun o idee, dar acum, mă rog, ne-ați plătit deja, cred că până aici rămâne strada, da, nu e foarte bine cum ați făcut așa. Vreau să zic că aici ar merge un tunel, gen, pentru că nu e mult până ieși pe partea ailaltă, gen, și decât să-l faci în sus, dacă e să ne mai extindem, să ne extindem sus? Ceva tunel. Apropo, regula în oraș e că atunci când cineva zice sus, toată lumea trebuie să repete sus. Ah, ok. Cam asta se întâmplă. Așa, bun. V-am dat o găleată, mai trebuie numai o chestie să mai faceți, să aruncați cu apă pe ciment. Aruncați cu apă pe mine! Nu, pe ciment, nu pe tine. Pe ciment. Da. Iar eu o să am o discuție cu Marius Costin și v-ați primit banii și puteți vă continuați treaba. Vă mulțumesc că ați contribuit la bunăstarea orașului. Plăcerea e de partea noastră. O să fie minunat. Dacă nu bani, nu venem. Da, probabil că n-ai fi venit, Luca, dar mersi oricum. Hai. Marius, treci încoace. Ia-ți banii, sărântocule, ia-i de aici. Mulțumesc. Marius, vreau doar să... Marius, ascultă-mă, vreau doar să știi că sunt dezamăgit de tine. În primul rând știu că tu ai fost, dar ai negat până în ultimul moment ceea ce deci oferă... Îmi oferă mie impresia că nu ai onoare, Marius. Iar onoare e ceva... Puia a zis odată. Onoarea e ceva ce multă lume n-are. Tot se deci calcă în picioare onoare, pentru un pic de... Nu eu am fost. Ceva. Deci nu eu am fost. Deci nu aveți nicio dovadă că eu am făcut asta. Ba da, dovada este prin excludere. Dacă trei oameni erau acolo și unul dintre ei a murit omorât de un glonț care nu a venit de la ceilalți doi, înseamnă că al patrulea a tras glonțul, nu-i așa? Logic, așa ar fi. Dar, ok, practic, dar, practic... Ascultă, știu că ai o armă... Și eu, nu am o armă. Eu îi voi spune domnului polițist ce s-a întâmplat și o să te trezești cu eu o grămadă de... Mă, tu vrei să o ții până la capăt, să înțeleg. Am fost agresat. Bă, când te-o agresa, acum încă o dată te mai agresezi o dată. Ajutor! Ce se întâmplă? Mâinile sus! Ajutor! Te agresezi până... Wow. O să-l agresezi până când uită că l-am agresat. Deci omul meu, pe lângă faptul că are arme ilegale și omoară oameni, nu recunoaște și tot pe tine dă vina. Luca, cum te-ai simți dacă ar veni cineva, te-ar omorâ și apoi ar zice că te denunță la poliție? What? Exact. Te-ai omorât singur. Exact, m-a omorât, după care îmi zice că îmi face, cum îi zice, plângere. Mă, Edu, ești nebun, vin la tine, mă omori și îmi faci și plângere. Bă, s-a deschis sezonul la Tigri, dacă eu nu-l bat pe ăsta până îmi plânge și îmi recunoaște ce a făcut și îmi predă arma ilegală. Eu am fost în poliție, eu nu accept de astea, Marius Costin. Tu știi că eu am fost în poliție, nu? Eu știu, domnule primar. Ia-ți itemele de jos. Dar să n-aud nimic. Știți ce nu știa lumea despre dumneavoastră? Că sunteți un criminal. Asta nu știa lumea. Da, păi cine a început prima dată crimele? Ia zi, Marius Costin, ia ziceți, băi, cine a murit lângă voi? Început, pentru că eu eram în pădure și mergi mă la pușcărie. Hai, vino cu ace cu mine să-ți arăt pușcăria. Pușcărie. Voi merge la poliție doar pentru a depune o declarație. Da, o declarație. Omorâți-vă la altă parte, că facem drumuri. Hai, mergi, trecem cu ace, Marius. Sunteți martorii mei. Hai, pune declarație. Hai, vino cu ace să facem declarația aia.
Vreți să fiți martorii mei? Da, cred că nu vrea nimeni să fie martorul tău. Domnul primar a încercat să dea mită. A încercat să dea mită, vrea să-i fim martori. Păi ați văzut cu ochii voștri când m-a împușcat în fața voastră. Păi da. Dar tu l-ai împușcat pe el. A văzut cineva asta? Am văzut cum a murit. Hai, treci. Treci, Marius. Cine l-a omorât? Treci, Marius. Asta e problema. Marius, întrebarea mea e... Ce o să faci tu să îmi recapeți experiența pe care am pierdut-o? Tu știi câte level am pierdut, Marius? Hai, vino cu a. Gata, domn primar. Că te iau de ureche imediat. Tu știi câte level am pierdut? Nu, nu de ureche. Câte? Câte? Nu știu, vreo 30, nu atât de multe. Le fac înapoi în 10 minute, dar nu asta e. E vorba despre a trimite un mesaj, Marius. Ok. Bun, hai încoace cu mine. Domn primar, am terminat drumurile. Știi matematică, Marius? Puțin. Hai, vino cu alții cu mine. Ca să te revanșezi, fii atent. O să trebuiască să-mi faci niște calcule și dacă nu sunt corecte... Ai încurcat-o cu mine, Marius. Cred că ai încurcat-o cu mine, Marius. Bun. Ai calculatorul cu tine sau faci mental? Fac mental? Cum? Bun, fii atent. Deci, prima dată avem așa. 1181. Ține minte numărul ăsta și împarte-l la... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27. 1181 împărțit la 27, ia calculează. 27, da? Da, da. Păi dacă mă gândesc eu bine așa, vin... deci 1181 43,74, adică... 47, da? Sau la 27? Cât era? Când 27. La 27. Deci îi dăm 44. 74 după calculele mele. Uh-huh, după calculele tale. Și dacă e să rotunjim numărul ăsta la cea mai apropiată decimală întreagă? 44. Bun, vino încoace și numărăm, inclusiv blocul ăsta de la gard, numărăm 44 de blocuri încoace. Inclusiv numărul de la gard, mai în spate, ăla. Numărul și pe ăla, hai. Hai, cu voce tare, că n-aud. 5, 6, 7, 8, 9, 10, orice pentru primărie. 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cum a numărat? Băi, ia vino mă încoace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu ai zis că 10 e aici. Aici e... Aoleu. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cu ăsta. Greu, Marius. Aoleu, am crezut că am încredere în tine să faci măcar asta. Nici muncă în folosul comunității aici pentru 20. Crima. Exact. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sau aici e 30. Și acum avem așa. 31, 32... 33, 34, 35, 36, 37, 38, firar, 39, 40, pune acolo în continuare, 41, 42, 43 și încă una, mai pune una, mai? Pune una acolo, așa, 44. Gata. Până aici trebuie să-i aducem terenul lui Sinner, până okay. Atât de în spate. O să okay. Mă ocup eu, dar nu prea ai fost de ajutor. Ascultă, Marius. Vă pot ajuta... Să-ți zic o chestie foarte importantă pe care vreau să o ții minte în viața asta. În viața asta, indiferent de repercursiuni, trebuie să te străduiești să spui adevărul. Nu poți poți să nu începi acum. Să zicem că te cred că nu tu ai tras, deși sunt sigur că tu ai tras. Vreau ca data viitoare când omori pe cineva cu sânge rece... Să vii la el după aia și să te uiți în ochii lui și să spui eu am făcut-o. Ce ai de gând să faci în privința asta? Ok? Vreau să te duci în fața lui. Eu n-am făcut-o. Ce o să faci în privința asta? Exact. Așa, numai că fix opusul. Asta vreau. Să te uiți în ochii lui și să-i spui aia. Pentru că păi numai așa... Păi adevărul! Numai așa îi poți spune celuilalt că nu e de joacă cu tine. Când negi totul... Ca ultimul fraier, nimeni nu te mai ia în serios, Marius Costin, înțelege. Nu sunt fraier și asta nu o să rămână așa și te va mai omorâ o dată dacă mai folosești asemenea cuvinte împotriva mea. A, ce-ai spus? Mă vei mai omorâ o dată?
te voi ceea ce, omorâ odată, ceea ce, așa ceea ce implică că m-ai omorât odată în trecut, nu? Nu te-am mai omorât, am spus că prin te legea... voi omorâ odată. Nu, ai zis că mă vei mai omorâ vreodată, aia e altceva, când nu? Nu recunosc că am spus asta. Dă-i drumul de aici, dacă te prind că mai... Deci dacă un glonț de-a tău mai intră vreodată în mine, îți salt plotul cu totul, te mult din oraș, nici nu mă interesează, înțelegi? Poliția dansează după cum cânt eu. Și când se termină ghișce, pornești o nouă mafie, Marius Costin, și tu o să fii ținta. Eu o să fiu ținta. Tu o să fii ținta. Eu sunt mafia, nu ținta. Atenție. Tu ești mafia? Fii atent că am numărat fiecare bănuț din bancă. În momentul în care lipsește un bănuț și nu scrie nimic în carte, ești ridicat și zburat din oraș, Marius. Dar nu așa se fac banii. Banii furați sunt cringe. Banii furați sunt nașpa. Nu sunt adevărat. Bani. Nu sunt. Banii munciți. Eu am avut, să nu ne audă nimeni, am avut un contract pe capul dumneavoastră pe foarte mulți bani. Și atât am putut să vă spun. Acum totul se leagă. Totul se leagă, nu? Bun. De ce n-ai fost sincer? Mă voi duce la pușcărie pentru că nimeni nu mă va prinde niciodată. Știi ce? Du-te și spune-i că ți-ai îndeplinit contractul, iar eu mă prefac că uit de poliție. Hai, du-te și fă un ban, okay, cu mafia, du-te. Dar eu nu mă prefac și cumva mă lași să fac bani cu mafia, tu fiind primar aici? Sunt primar, nu poliție. Hai, cară-te. Ok, ok, bun. Deci, până data viitoare, lucrurile n-or să rămână așa, pentru că dacă mă mai deranjezi un pic, s-ar putea să... Ai viață sau strag... Hai! Și mei. Hai! Din mafie. Ok, pa, hai, cară-te. Ce nu fac eu, mă... Cum se deschide asta? Nu pot să... Vezi acolo, ai lacă tu, gen așa. Mulțumesc. Da. A avut contract, mă, pe mine, mă, bă, și n-a recunoscut, bă, putea să zică, bă, da, eu am făcut-o, te-am omorât cu sânge rece pentru că am avut contract, bă, dacă făcea așa, mă, dar n-a avut curaj să se uite în ochii mei și să recunoască. Incredibil așa ceva. Tocmai mi-am dat seama că am uitat să pun muncitorii, să pună și bordori. Ok. Ei bine... Episodul ăsta de urbanism pe Mind City a luat o întorsătură destul de ciudată, cu crime și cu mafie. Știu că țin să vorbesc pe joc, în speranța în care mă aude cineva și vine să vorbească cu mine, sunt destul de singur ajutor. Cred că o să mă duc să agasez noi membri și gen să văd dacă au nevoie de ajutor cu ceva, dar până atunci nu uitați să apăsați butonul de... like, vă rog, am nevoie de like-uri, altfel mă banează de pe YouTube, m-au amenințat deja, actually.